Europa, NATO, Statele Unite ale Americii, mai pe scurt, întreaga lume privește îngrozită evenimentele dramatice din Ucraina, o țară sub asediul trupelor Rusiei, în timp ce surse din serviciile secrete americane spun că suntem martorii unei acțiuni pregătite cu luni înainte, în cele mai mici detalii, dezodământul ar putea fi unul surprinzător pentru arhitectul acestei crize fără precedent în ultimii ani. Ce se va întâmpla cu Vladimir Putin după războiul cu Ucraina? Ce se va întâmpla cu Ucraina după acest război? Va mai fi o țară locuibilă? Va mai fi un stat în care se vor mai investi sume enorme de bani? Va mai rezista economic, la fel și în cazul Rusiei? Ei bine, salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să analizăm ce se va întâmpla cu Vladimir Putin după războiul din Ucraina și de asemenea o să vedem care au fost motivele liderului rus de a invada acest stat. Să trecem la episodul de astăzi. Europa este în război. După mai bine de 6 zile de la primele bombardamente pe teritoriul Ucrainei, trupele Rusiei își concentrează atacurile asupra capitalei Kiev. Stațiile de metro au devenit neîncăpătoare în orele nopții, fiind folosite ca adăposturi în cazul unor raiduri aeriene. Mii de oameni și-au luat strigul necesar și au luat decizia dificilă de a-și părăsi casele, țara, căutând refugiu în statele vecine, printre care și România. Printre cei care au vorbit despre războiul Rusia-Ucraina se numără și Carmen Hara. Ea spune că după acest conflict vor exista consecințe severe și l-a denumit prima bătălie reală după al doilea război mondial. În urmă cu o lună, Carmen Hara a vorbit despre acest posibil război. Situația este foarte complicată și o să se complice mai mult. Rusia va ataca Ucraina, este un plan vechi la care Putin nu o să renunțe și îl va pune în aplicare, însă o să-l coste capul lui. O să plătească cu președinția pentru această escapadă a lui, care o să se desfășoare foarte urât și o să ia niște proporții foarte urâte. Hara spune că Joe Biden nu are puterea politică necesară pentru a interveni și a pune punct războiului, un lucru de care Vladimir Putin este conștient și de care va profita. Biden nu are însă puterea politică pe care ar fi trebuit să o aibă, să intervină, să pună punct la așa ceva. Și Putin știe că Biden este foarte slab și profită de slăbiciunea lui. De fapt, Biden este foarte contestat în America și va continua să fie contestat și nu știu ce se va întâmpla cu el. Am menționat aceasta. De asemenea, i-a mai mintit că a anunțat încă de anul trecut că 2022 va fi un an al răsturnărilor politice. În cele din urmă, spune Carmen Hara, și alte țări se vor implica în această nenorocire care începe în bătălia dintre Rusia intrând în Ucraina, conflictul având implicații politice foarte grave. Eu am spus de anul trecut că 2022 este un an al răsturnărilor politice. Și ce vom vedea sunt răsturnări politice în Statele Unite ale Americii, în Rusia, în Franța. De fapt, și alte țări se vor implica în această nenorocire care începe cu bătălia dintre Rusia intrând în Ucraina. Implicațiile politice sunt foarte grave și foarte urâte. Este prima bătălie reală după al doilea război mondial. După 60 de ani ne întoarcem înapoi. Influențele planetare vin din nou să ne arate repetarea unor karme anterioare. Ăsta este episodul care urmează și de aici multe alte consecințe care se răsfrâng politic, economic, inflație și așa mai departe. Totuși, de ce vor rușii mai mult teritoriu? Nu le ajunge? Sigur că teritoriul Rusiei este imens, peste 17 milioane de kilometri pătrați. Rusia are o întindere teritorială mai mare decât a tuturor celelalte țări europene la un loc, așa că motivele unei invazii sunt mult mai complexe, iar anexarea de teritoriu este doar un efect, nu neapărat o cauză. Vladimir Putin a declarat chiar că nu recunoaște Ucraina ca țară de sine stătătoare, ci doar ca o invenție bolșevică lui Lenin. Bineînțeles că istoricii l-ar contrazice, istoria Ucrainei fiind mai veche decât perioada evocată de președintele rus. Putin este practic ultimul revizionist al Europei și încearcă să rescrie granițele după propriile considerente istorice. Totodată, Rusia este deranjată că Ucraina voia să pășească pe drumul Uniunii Europene și NATO, iar Putin nu putea să accepte o graniță directă cu NATO. Președintele Rusiei transmite astfel și un avertisment către Republica Moldova și altor state din apropiere, cum ar fi Georgia, în caz că acestora le trec
prin cap idei de genul ucrainean. Moscova trebuie să inventeze de altfel o narațiune care să distragă atenția rușilor de rând de la viața precară pe care o duc. Deși este o țară plină de resurse care încearcă să proiecteze puterea mondială, nu le poate oferi cetățenilor un salariu minim mai sus de 150 de euro. Și dincolo de Moscova, rușii de rând sunt mai aproape de sărăcie și subzistență decât bunăstare. Tot mai multe voci spun că pandemia l-a făcut pe Vladimir Putin un om mai izolat. Chiar președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că Putin nu mai este același om pe care l-a cunoscut în 2019. Se pare că acestea i-au încolțit în minte idei de a rămâne în istorie cu un soi de Petru cel Mare sau poate chiar Ivan cel Groaznic. În plus, într-o lume care vorbește doar de competiția SUA-China, Putin a simțit nevoia de a arăta că Rusia există și trebuie luată în seamă. Scenariul Novorusia, despre care s-ar putea să auzi zilele astea, este un vis umed al lui Putin, care părea abandonat în urmă cu câțiva ani. Noua Rusiei, reprezentată de teritoriul aflat la nordul Mării Negre, în termeni istorici folosiți de Imperiul Rus. Așadar, invazia Ucrainei face parte din țelul istoric al liderului de la Kremlin, de a restaura gloria de odinioară a țării sale, fără a ține cont de dreptul internațional. Deși a invocat pericolul extinderii Alianței Nord-Atlantice către Est, prea aproape de frontierele Rusiei, ce vezi că se întâmplă aceste zile din februarie 2022, nu are nicio legătură cu NATO, ci cu dorința de a distruge Ucraina, care își dorește să scape de influența malignă a Moscovei. Reacții sunt și probabil vor mai fi, dar nu la nivelul la care să-i deranjeze pe ruși suficient. Pe lângă îngrijorarea lui Klaus Iohannis, se pare că cea mai dură reacție de până acum vine din partea Germaniei, care a pus pe hold proiectul gazoductului Nord Stream. Asta înseamnă că germanii vor renunța la gaz ieftin pentru a apăra un principiu, iar rușii se vor trezi cu o problemă financiară serioasă fără banii care urmau să curgă din proiect. Asta în teorie, pentru că în practică Rusia a anunțat la începutul lui februarie un parteneriat de livrare către China cu o valoare estimată de 117 miliarde de dolari. Odată cu invazia Ucrainei de către Rusia, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a anunțat un set de sancțiuni și restricții la export. Alte 4 bănci rusești vor fi sancționate. Vor fi sancțiuni asupra elitelor Rusiei și familiilor, mai mult de jumătate din importul de tehnologie ale Rusiei vor fi reduse și va fi limitată abilitatea Rusiei de a face afaceri în dolari, euro, lire sterline și ieni. Așadar, rămâne de văzut dacă rușii se pot descurca fără bani occidentali sau europenii vor ceda primii pentru că au nevoie de gaz. O reacție cel puțin ciudată a venit din partea SUA când a anunțat ca o primă sancțiune dintr-un posibil șir mai lung e interzicerea oricăror entități americane să facă afaceri cu firme sau persoane din cele două noi republici separatiste. Ceva mai ridicol se întâlnește destul de rar, dat fiindcă nu prea există un schimb comercial însemnat între SUA și Donetsk și Lugansk. Beijing a reacționat previzibil fără să infereze regimul de la Moscova, pentru că au acel parteneriat nou-nouț și acorduri comerciale mai vechi și mai noi. Turcia, cel alt mare jucător militar din zona, a condamnat agresiunea Rusiei și s-a oferit să medieze diplomatic situația dintre Kiev și Moscova. Președintele Erdogan are mari probleme cu inflația. Lira turcească e și ea extrem de slăbită, sublinează o prietenă solidă cu Putin și mai nou vinde armament ucrainilor, așa că poziția a acestei țări este cel puțin complicată. Cam atât a fost și în episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă doar uitați de like și subscribe, de asemenea vreau să vă întreb voi ce părere aveți despre ce s-ar putea întâmpla cu Vladimir Putin și de fapt cu Rusia după sancțiunile puse de Statele Unite ale Americii și de fapt după toată această criză ucraineană. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea nu uitați să vă abonați și la canalul secundar de YouTube. Ne auzim cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.